cine ești? Dumneavoastră spuneți Soces Sorin, eu nu-ți permit. Ionuț. A, frumos. Ionuț Georgel Belei, nu-ți numesc. Permit, auzi. Ionuț și mai cum? Ionuț Georgel Belei. Cum îți spun prieteni? Georgel? Ionuț, Ioane. Georgel? Georgel? Georgel. George. Da, ai freză de Johnny Bravo. De Johnny Bravo un picuț așa și cu ochelari. Știi care e ochelari Johnny Bravo? Da, numai că e blond. Mi-am făcut și eu ceva pe aici, dar așa, am dus gemeni un pic. Și ai, un pic așa. Da. Gata, Johnny. Cu ce te ocupi, Johnny? Sunt bucătar. Bucătar? Da, sunt bucătar. Nu ești patisier? Nu sunt patisier. De cât timp ești bucătar? Sunt bucătar de aproximativ 7 ani. Lucrez în Germania. Da, dar aici accentul așa. Unde e Germania? Lângă Frankfurt, maestre. La Heppenheim. Maestre? Maestre? Nu știu. Hai că maestru nu mai era să... Băi, le-ai avut pe toate, are statuia. Are, aproape de el am lucrat și eu, cam aproape 2 ani. În Klettenberg. Klettenberg, da. Köln. Alles klar. Alles klar, ja, ja. Das wegen dieser Akzent. Natürlich. Dar okay, când ai venit? Când ai venit în Germania? Am 2 luni. Și ai fost printre ultimele avioane aterizate, să înțeleg. Am avut și bilet de avion, dar am venit cu mașina. Zic, măcar să vin acasă, să nu rămân acolo. Păi și nu era mai bine în Germania dacă rămâneai în Germania pe vremea de pandemie? 2 luni, maestre, ce se face acolo? Măcar aici am stat cu tovarășa mea acasă. Eu nu sunt maestru, mai am vreo... Sunteți, pe lângă mine sunteți toți maestri. Mai am 20 de ani și ajung maestru de vârsta lui, e mai mult. Și restaurantul unde lucrai tu s-a închis? Da, momentan s-a închis. Ce restaurant era unde lucrezi? E un restaurant cu specific mediteranean. Ok, și cum ai ajuns în Germania? Trebuia să merg în construcții. Eu am diplomă de tehnician în instalații electrice. Ok. Sunt electrician. Te pricep la asta cu... Nu, știu unde e plus și unde e minus în priză. Nu cred. Nu, sincer, jur. Nu? Nu, vă rog. Nici eu la trifazic sunt plus. Așa? 380? O, mama mea. Da, și am plecat în construcții. Trebuia să mă duc la spart ziduri, să dau cu barosul. Nu ai mare școală, nu-ți trebuie facultate să ajungi acolo. Zic, la, da, cu ciocanul-s bun. Dacă n-am ajuns acolo, unde mi-au zis să dorm, nu erau nici pat, nu era absolut nimic, era totul vraiște, vraiște. Nu tu, geamuri, grasie, mizerie. Și atunci m-a apucat plânsul. M-a pus pe bancă și am zis, Doamne, cred că Germania nu mă vrea. L-am sunat pe fratele meu, zic, bă, eu plec acasă, nu mai stau. Zice, dacă tot ai ajuns în Germania, zic, hai până la mine să vezi și tu aici cum arată, cum e Germania, stai un pic și după aia te duci acasă. Am ajuns în Heppenheim. Unde stai tu acum? Da, unde stau eu acum. Am ajuns acolo și șeful lui de la restaurant erau italieni. Eu am lucrat ca și ospătar în Gura Humorului, de la 14 ani lucrez. Ok. Și am zis, bă, măcar dacă am venit, zic, stau 2-3 săptămâni, scot bani pe drum și mă duc acasă, întreaba mea. Na, e nașpa să lucrez ospătar, să nu știi să vorbești, corect, să te înțelegi. Vreau un vin, îi dădeam apă. Corect. Am început să spăl vase în bucătărie. Am băgat la vase și veneau, tată, brafuri. Acolo a fost primul meu contact cu bucătăria. Nu știam cu ce să mănânc în bucătăria. Și ce e mai greu, bucătăria sau spătărie? Bucătărie, iată, acolo e muncă adevărată. Până la urmă zic, bă, era un bucătar italian și tot vedeam la el cum face. Mă puneam lângă el, lăsam vasele acolo să stea în treaba lor și tot mă puneam să-l ajut. Stăteam după aia până la 1-2, tot spălam vase. Pe ce post joci? Sunt pe post de bucătar. Ca și bucătar, da. Am înțeles. Tu ai mai fost și în alt restaurant sau de când ai ajuns acolo doar? Am schimbat restaurantele, am ajuns să lucrez și cu șef care au avut o stea Michelin la un restaurant în Mannheim, după care am lucrat cu încă un șef italian foarte bun și l-am învățat foarte multe lucruri de la el. Din toate am De ce ai schimbat restaurantele, Johnny? Le-am schimbat din cauza banilor, le-am schimbat din cauza programului de muncă, stăteam departe. După care am găsit restaurantul ăsta și am rămas acolo de 2 ani de zile. Și dacă ar fi să mergi mai departe, acum în ce echipă ai vrea să mergi? Sincer să vă zic, șef Sorin Bonte, ai preferatul meu. De când m-am uitat prima dată la emisiune, v-am văzut acolo prezența, cum sunteți dumneavoastră, cum vorbiți. Vedeți, mă? Băi, vedeți, mă? Vedeți, mă, ce? Vă spun doar așa, uitați-vă ce se întâmplă în jurul vostru. Prietene, 7 sezoane au vrut toți la mine, pardon, 6. Și acum te-ai trezit și tu, vrea da, primul băia la tine. Eu vreau aurul. Ce ești tu, că vrei aurul? Păi da, nu? Care așa aur? Zic, cuțitul de aur. Da. Asta cu aurul, să știi că nu știu ce părere au colegii mei, dar e o farfurie frumoasă. Nu pot să spun că nu e o farfurie frumoasă. Nugatina îmi place că are și puțină sare, se simte că e caramel sărat, ai băgat și unță, să putem mânca din ea. Știi care e problema mea acum? Îți spun sincer, fără să te superi pe mine. Nu mă supăr. Musul nu e mus. Pot să vă zic ceva? N-ai cum să-l faci într-o oră.
n a aerat bine frișca, nu știu cum l-ai făcut, pare că e făcut cu albuș, nu cu frișcă. Nu, cu frișcă. Cu frișcă? N a aerat-o bine. Ionuț, în afară de felia aia de grefui care, din punctul meu de vedere, nu și avea rost, nu și avea locul, e foarte dură. Adică tu ai niște gusturi delicate aici, în, da, în farfuria asta de desert. Grefuitul numai delicat nu e. Păi tocmai de asta am zis să-l pun un pic acolo. Tocmai de asta ascultă. Vă rog. Există alt fruct, altă citrică, okay, da, mult mai prietenoasă. Portocala, chiar dacă e un pic dulce, merge bine, foarte bine cu ciocolată. Una peste alta, o farfurie foarte reușită. Vă mulțumesc. Spasă. Ionuț, an de experiență, nu ai foarte mulți. Sunt tânăr. Tu ca bucătar, nu ești patiser. Nu, sunt bucătar. Ai sărit să faci un desert. Da. Păi zic să arăt că știu să fac și un desert, un dulce, e bun. Mi-ar fi plăcut, totuși, să-mi arăți ce știi tu să gătești, pentru că probe cu desert nu sunt foarte multe. Păi dați-mi șansa și o vă arăt ce știu să fac. Șansa trebuia să o iei în momentul în care ai avut-o. Da. Vii, n-ai decât o singură șansă să mergi mai departe. Nu e paia, s-a dus. Păi da, dar văzând de mulți bucătari, nu știu. Ai răbdare, dragul. Ok. Johnny. Deci mi-au dat mie lacrimile. Mie și frică să-ți arăt ce am votat. Nu, nicio problemă, eu nu mă supăr. Eu, pentru mine, totul e un câștig. Da, s-ar putea să ai dreptate într-un fel. Te-am să spun și de ce. Eu îmi notez de obicei ce pe care am așa. Bine, bă! Nu ți l-am dat. Bă, nu ți l-am dat. E a mea, m-am pus până pe el, e virusat. Bine! O zis că o să țipă. O zis că țipă dacă ia cu țigaură. Hai, mă! E al tău, Ionuț. Mulțumesc, tine, Johnny. Dar să știi că Johnny's va fi numele. Ce mai contează? Felicitări, mă. Aș vrea să așa, dar... Vă mulțumesc. Mai încolo, când suntem mai... Vă mulțumesc din suflet. Dar să știi, Ionuț. Dați-ți mai șansă. N-aude, mă, nu mai vede. Hai, pa. Johnny, aveai trei cuțitori, cum să știi. Vă iubesc, vă mulțumesc. Felicitări, mult, tot respectul. Bun, frumos. O să vă demonstrez și sper să nu vă înșelați. Bă, o să-l aud pe ăsta că-ți cântă Dubis mai șați, Dubis mai liber pe aici, pe bune. Nu știu ce vreau să cânte, să Dubis cânte. Mai șați, Dubis mai liber. Felicitări. Bravo. Deci ești cuțitul meu de aur, fii atent, o că să ai profit o de responsabilitate maxim. Enorm de mare. Da? Jur pe viața mea. Felicitări! Mulțumesc frumos! Am făcut-o și pe asta. Vă mulțumesc! Sper că am făcut ce trebuie. Da, feeling-ul nu mă înșeală de obicei. Forță! Mulțumesc mult!